Directorul Agenției Israeliene de Informații Externe, Mossad, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea resemnării unui nou acord nuclear cu Iranul, denumind-o dezastru strategic. Într-o serie de informări către decidenții de la Ierusalim, inclusiv către premierul Yair Lapid, directorul Mossadului, David Barnea, a exprimat evaluarea agenției sale, conform căreia, pe termen lung, acordul va face mai ușoară pentru Iran obținerea de arme nucleare, lucru la care nu a renunțat din anul 2003. Mai mult, Barnea a subliniat că Republica Islamică doar a schimbat tactica, și anume tactica acordului, care se petrece acum sub auspiciile puterilor mondiale, în primul rând SUA. Directorul Barnea a mai afirmat că șansele de a reveni la acord sunt aproape de 100%, deoarece atât Iranul cât și SUA au un interes strategic în reînnoirea acordului, fiecare din motivele sale. Acordul va permite iranienilor să încaseze sute de miliarde de dolari care vor ajunge la toate organizațiile teroriste din regiune. Premierul israelian Yair Lapid s-a arătat mai optimist cu privire la acord, remarcând că americanii au acceptat multe dintre cererile Israelului. Iranul a exportat în Rusia sute de drone care pot fi folosite în războiul împotriva Ucrainei, relatează Associated Press. Mișcarea este cel mai recent semn al unei relații tot mai apropiate între cele două națiuni. O posibilă resemnare a acordului nuclear ar acorda Iranului o scutire de sancțiuni de miliarde de dolari în schimbul limitărilor programului său nuclear. Oponenții acordului susțin că ridicarea sancțiunilor ar întări Rusia în războiul său împotriva Ucrainei și ar permite Moscovei să ocolească sancțiunile occidentale impuse acesteia de la începutul invaziei. În fața izolării față de Occident și a sancțiunilor ce produc probleme în lanțul de aprovizionare, Rusia s-a îndreptat din ce în ce mai mult către Iran în încercarea de a compensa scăderea comerțului său cu Europa. Diplomații occidentali, citați de CBN, spun că Rusia intenționează să folosească Iranul ca ușă din spate pentru a evita sancțiunile și pentru a vinde petrol dacă acordul nuclear iranian este resemnat. Președintele Joe Biden crede că Iranul a devenit mai periculos din cauza absenței unui acord asupra programului său nuclear iranian. Alianța Evanghelică din El Salvador a emis zilele trecute o declarație ca răspuns la afirmația făcută de vicepreședintele Republicii El Salvador, Felix Ulloa. Acesta a declarat într-un interviu pentru cotidianul francez Le Monde că 8 din 10 pastori evanghelici din El Salvador au fost implicați în pandillas, adică bandele mafiote. Ulloa a vorbit despre politicile dure pe care președintele Nayib Bukele le pune în aplicare în lupta împotriva crimei organizate din El Salvador. Imaginile cu închisorile supraaglomerate ale țării au fost văzute în întreaga lume. Dar pe lângă cei arestați pentru trafic de droguri, au fost arestați și tineri ce se opun politicilor nedemocratice ale președintelui din El Salvador. Ca să justifice acest abuz, vicepreședintele Felix Ulloa a spus că inclusiv 80% din pastorii evanghelici aparțin unor structuri mafiote. Alianța Evanghelică a respins aceste acuzații ca fiind nefondate. Nu există informații care să susțină aceste cifre. Conducerea Bisericii Romano-Catolice din El Salvador a respins de asemenea acuzele lui Felix Ulloa. Este cunoscut faptul că libertatea de exprimare și libertatea religioasă sunt fundamente ale democrației, pe care evanghelicii în mai multe rânduri au apărat-o, deranjând în felul acesta regimul din El Salvador. Alianța Evanghelică Spaniolă a trimis o scrisoare ambasadei Iranului în Spania cu privire la cazul a 4 creștini care au fost recent condamnați la închisoare de către justiția iraniană. Documentul semnat de secretarul general al organizației, Emilio Carmona, prezintă cauza celor 4 credincioși condamnați. Acești oameni își exercitau pur și simplu libertatea de gândire, conștiință și religie, precum și libertatea de exprimare, așa cum este ea definită în Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, ratificat de țara lor. Carmona adaugă, cităm, sunt profund șocat de această veste pentru că eu cred că libertatea de religie sau de credință este foarte importantă. Mai mult, documentul exprimă îngrijorarea clară, nu doar pentru situația credincioșilor condamnați, ci și pentru cea a creștinilor din Iran în ansamblu, dacă creștinii nu se pot întâlni în casele lor. Unde ar trebui să se întâlnească pentru a se închina? Știu că sunt mulți creștini în Iran, așa că ar trebui să se poată întâlni undeva, i-a scris Carmona ambasadorului iranian, solicitând eliberarea celor 4 creștini care au fost condamnați.